care sunt proprietățile unice ale ceaiului de hibiscus, ce beneficii oferă acesta, în ce situații este mai bine să-l consumați fierbinte. Urmăriți videoclipul până la final pentru a afla mai multe despre ceaiul de hibiscus și despre situațiile în care este mai bine să-l consumați fierbinte. Dar înainte de toate, abonați-vă la canal și porniți clopoțelul de notificări pentru a fi la curent cu cele mai noi videoclipuri de pe canalul nostru. Să începem! Ceaiurile din plante medicinale pot fi folosite pentru a susține vitalitatea organismului sau ca parte a unui plan de tratament complet pentru diverse afecțiuni, în funcție de tipul de plante folosite. Ceaiul de hibiscus, o băutură de culoare roșie obținută din florile trandafirului sudanez, are un aspect atrăgător și este benefic pentru sănătate. Plantele folosite pentru prepararea acestuia aparțin genului hibiscus. Unicitatea ceaiului de hibiscus poate fi urmărită până în cronicile antice, unde era menționată ca o băutură pentru multe boli și îi se dădeau nume atractive precum băutura faraonului. Nu este un ceai, ci mai degrabă o băutură pe bază de plante care este denumită în mod obișnuit ceai. Se prepară prin măcinarea petalelor roșii uscate care conțin carbohidrați utili sub formă de polizaharide, glucoză și pectina. De asemenea, conține minerale esențiale cum ar fi fierul, calciul, magneziul și potasiul, precum și vitamine care reglează metabolismul și substanțe biologice active care acționează ca antioxidanți și au proprietăți antiinflamatorii și antimicrobiene. Acesta ajută la menținerea și creșterea aportului de energie pentru fiecare celulă, ceea ce este esențial pentru funcționarea optimă a diferitor organe și sisteme ale corpului. Datorită acestei compoziții complexe, băutura are un efect pozitiv asupra multor aspecte ale sănătății umane. Efectele sale sunt diverse și includ stabilizarea activității cardiovasculare, normalizarea tensiunii arteriale, întărirea vaselor de sânge, îmbunătățirea rezistenței miocardului, reducerea probabilității de a dezvolta ateroscleroză prin eliminarea excesului de colesterol, detoxifierea prin eliminarea toxinelor din ficat, reducerea simptomelor mahmurelii și a influenței produselor metabolice ale microorganismelor, normalizarea compoziției microflorei intestinale, activitatea antiparazitară, antibacteriană și antivirală, ajutor în cazul infecțiilor și tulburărilor intestinale. Efectele sale digestive, colagoge și diuretice stabilizează funcția vezicii biliare, previn stagnarea bilei, dizolvă depunerile sedimentare din rinichi și articulații și au un ușor efect calmant asupra sistemului nervos. De asemenea, ajută la combaterea cu succes a insomniei și a tulburărilor nervotice prin eliminarea radicalilor liberi. Este o măsură preventivă împotriva cancerului, crește tonusul general, întărește imunitatea și încetinește îmbătrânirea. Vă rugăm să scrieți în comentarii cât de des beți ceai de hibiscus. Vă place gustul lui? În ce cazuri este benefic să-l consumați fierbinte? Reamintim că, în cazul în care este nevoie de un efect mai rapid, se folosesc soluții încălzite. Băuturile calde sunt absorbite mai repede și au un efect mai activ. Ceaiul fierbinte de hibiscus poate ajuta la creșterea tensiunii arteriale dacă aceasta a devenit scăzută, la stimularea vitalității, la reducerea slăbiciunii și la adăugarea rapidă de forță și energie. De asemenea, poate stimula imunitatea în timpul perioadei de infecții respiratorii. Dacă beți ceai de hibiscus ușor cald înainte de culcare, vă va ajuta să adormiți mai repede și să aveți un somn liniștit, iar dimineață vă veți simți revigorat și plin de energie. Ceaiul de hibiscus se caracterizează prin faptul că este extrem de benefic chiar și în forma sa rece. Singura diferență constă în efectul său asupra vaselor de sânge, unde o băutură rece scade tensiunea arterială, în timp ce ceaiul de hibiscus cald este util pentru persoanele cu tensiune arterială scăzută. Hipotensiune. Iar ceaiul de hibiscus rece este potrivit pentru persoanele cu tensiune arterială ridicată, hipertensiune. Este sănătos dacă, bineînțeles, nu există nicio alergie la această băutură. Dacă v-a plăcut episodul de astăzi, atunci puneți un like și lăsați un comentariu. Acest lucru ne va ajuta foarte mult. Pe curând!